Luni 21 octombrie, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au plecat de la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și au străbătut localitățile din județ. În noaptea de luni spre marți, racla a poposit la Catedrala Pogorârii a Sfântului Duh din Rădăuți, unde s-a oficiat slujba privegherii și Sfânta Liturghie de noapte, aducând binecuvântare credincioșilor. La ceremonie a participat și primarul municipiului Rădăuți. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, alături de un sobor de preoți și diaconi. Moaștele Sfântului au rămas pentru închinare până la ora 5 dimineața, apoi și-au continuat pelerinajul prin eparhie spre Putna și alte localități din județ. După ce vor aduce binecuvântarea credincioșilor, moaștele vor fi așezate din nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Această procesiune organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru al 5-lea an consecutiv cinstește pe ocrotitorul spiritual al regiunii, Sfântul Ioan cel Nou, grabnic, ajutător și făcător de minuni. Binecuvântați să fiți și rugăciunile Sfântului Ioan cel Nou să ne însoțească. Amin.